Astăzi o să povestim cine are rolul important. Cine are rolul important? Într-o seară, toate se iau la ceartă. Ca să zică care e rolul, care e cea mai bună. Da. Mâna a zis: eu sunt cea mai importantă, fiindcă eu pictez. Da, cine e personajul din această poveste? Tot corpul. Nu, cum o chema pe fetiță? Annelies. Așa, foarte bine, da? Și ce trebuia să facă Annelies a doua zi? Era o zi specială și trebuia să meargă la un concurs de colorat. Așa, da. Dar toate într-o seară se luau la ceartă. Tămâna a zis prima: eu sunt cea mai importantă, fiindcă eu pictez. După a luat și picioarele, a zis: fără mine nu te vei susține. După a luat și capul: nu mai vă certați, toate sunteți un rol mai bun. Tu, și au zis picioarele, tu decât te miști încolo și în dreapta și în stânga. Ca. Și capul a luat dormit. Pe rând, pe rând, toate adormiră. Rând pe rând. Rând pe rând, toate adormiră. Și cine s-a trezit prima? Capul! Și a zis: haideți, treziți-vă! Este ziua specială! Și s-au trezit rând pe rând. Și au mers să se spele pe față. Mâna a spălat fața. Tot. Și după, picioarele se țineau. Dar într-o masă, mâinile mâncau. Și la masă. La masă. Să și ajungeau în toate organele. Și mâncarea? Mâncarea în toate organele. Ajungea în toate organele ca să le dea putere. La toate organele, la da? Toate organele ca să le dea putere. Și nu mult timp s-au luat la ceartă din nou. Eu sunt cea mai la început. Eu sunt cea mai importantă din corp. Ați văzut? Am spălat fața. Și când a zis piciorul: eu te-am susținut. Fără mine, tu nu vei reuși. Și a zis capul: haideți să mergem. Concursul va o pierde dacă nu va merge Annelies. Și i-au prins o fântiță și au mers. Picioarele alergau foarte repede și ochii se uitau. Să zică pe unde merge, pe unde să meargă. Și au ajuns foarte repede. Și capul se concentra să se gândea. A ajuns la concurs? Da. A întârziat? Nu. Ok. Și capul se gândea, fiindcă doar capul avea imaginație. Și se concentra. Dar picioarele nu mai puteau să aștepte și nici mâinile. Și au reușit. Și o voce a zis: Annelies, de locul întâi! Și când au auzit, era o voce de fată.
Era o doamnă din jur, da? Da. Da. Și era o doamnă din jur care a zis. Și toate erau fericite. Și atunci au aflat că toate au un rai.